Unitățile spitalicești din județ au primit miercuri 19 august o informare din partea Ministerului Sănătății prin care li se solicită anularea tuturor activităților programate pentru sâmbătă 22 august, când în spitalele din țară trebuia să se organizeze ziua porților deschise, menționându-se că acest eveniment va fi reprogramat la o dată pe care o vom comunica ulterior. Managerii unităților spitalicești nu au primit nicio explicație, chiar dacă în urmă cu o lună tot reprezentanții ministerului le explicau că oamenii trebuie să cunoască realitățile sistemului sanitar direct de la personalul medical și să se stabilească astfel legături mai strânse între medici și pacienți. Tot Ministerul Sănătății a semnalat că multe dintre problemele cetățenilor sunt generate de deficiențele apărute în procesul de comunicare dintre personalul medical și public și în acest context se dorește ca populația să cunoască realitățile sistemului sanitar direct de la personalul medical prin organizarea unor evenimente la nivelul unităților sanitare. După ce toate spitalele din județ au pregătit o agendă de evenimente pentru ziua porților deschise, eveniment programat pentru sâmbătă 22 august, Ministerul Sănătății a decis că totul va fi reprogramat, la o dată pe care nimeni nu o știe încă.